Domnul să vă binecuvânteze, frați și surori. Mulțumim frumos. Da, într-adevăr, și noi avem nevoie de binecuvântarea Domnului. Și noi toți, cei care am venit în această seară, am venit să lăudăm pe Domnul. Cântam despre întâlnirea cu Domnul Iisus și mă gândeam ce frumoasă va fi întâlnirea cu Domnul când El va veni, când îl vom vedea pe El față în față. Și mă gândeam că și această seară, chiar că este joi seara, este o repetiție generală pentru a-L întâmpina, pentru a sărbători pe Domnul Iisus în slavă. Este o repetiție. Atât prin închinarea noastră, prin căutarea pe care o avem, căutarea Domnului, căutarea feței Domnului, prin strângerea cuvântului lui Dumnezeu în inimile noastre, închinarea și lauda noastră, toate sunt o repetiție generală, ca să fim într-o zi, într-o secundă, să fim împreună în slavă cu Domnul și să-L vedem față în față pe El. Ce minunat va fi! Doamne, pregătește-ne pe fiecare ca în momentul acela să zburăm cu toții și să ne întâmpinăm pe mirele nostru. Doamne, ajută-ne pe fiecare. Haideți să cântăm împreună cu inimă spre slava Lui. Amin. E doar de acea măreață zi când Iisus va veni. Mi-e dor în față să-L privesc. Cu dor și sfinți albați prin har la tronul Său ceresc. Doresc curând să mă-ntâlnesc. Mi-e dor! Mi-e dor mult de Domnul meu Iisus. Mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nor și acasă să mă ia, să aud al îngerilor când. Mi-e dor! Mi-e dor mult de Domnul meu Iisus. Mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nor și acasă să mă ia, să aud al îngerilor când. Deseori necazuri vin și drumul pare greu, dar Domnul e de partea mea. Îndeamnă prin cuvântul Său să nu descurajez, că sunt condus de mâna Sa. Aleluia! E dor mult de Domnul meu Iisus. E dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nor și acasă să mă ia, să aud al îngerilor. Aștept curând. Aștept curând să pot pleca spre patria de sus, să-L văd pe al meu Mântuitor. Necazul, lacrimi și dureri aici vor rămâne. Aleluia! Când voi pleca spre cer în zbor. Mi-e dor mult de Domnul meu Iisus. Mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nor și acasă să mă ia, să aud al îngerilor din toată inima. Mi-e dor. Mi-e dor mult de Domnul meu Iisus. Mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nor și acasă să mă ia, să aud al îngerilor când. Mi-e dor mult de Domnul meu Iisus. Mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nor și acasă să mă ia, să aud al îngerilor când. Amin. Slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare.
Uitați ce spune psalmistul în Psalmul 115 cu versetul 15 și 16 în jos. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Vreți? Așa, din toată inima, amin. Și eu. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Să-l muncim, să ne trudim, să alergăm, să ne obosim. Dar îmi place versetul 17 mai departe. Uitați ce spune versetul 17. Ia auziți ce spune versetul 17. Nu morții laudă pe Domnul. Și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii. Versetul 18. Ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul. De acum și până în veac. Lăudați pe Domnul. Adică veacul acela cât ne ține pe pământul ăsta, nu? Vom lăuda pe Domnul din toată inima. Și haideți să o facem și în seara aceasta. Lăudăm pe Domnul că suntem aici împreună, că ne putem închina înaintea Lui, că îl putem lăuda, îl putem glorifica pe El și putem asculta cuvântul Domnului. În pace, în liniște. Slavă Domnului! Haideți să ne închinăm Domnului! Numele Tău fie în urmă. Numele Tău fie binecuvântat. Mulțumim pentru toate condițiile pe care mi le-ai dat, pentru toate binecuvântările cu care le înconjori. Îți mulțumim că și în această dubămasă putem să fim în casa Ta, să privim la fața Ta, Doamne, să ne bucurăm de Tine, să ne bucurăm de cuvântul Tău, să ne bucurăm de prezența Ta, de lucrarea Ta, să ne bucurăm de cercetarea pe care mi-o faci, Doamne, să ne bucurăm de Duhul Sfânt care transformă și pătrunde inima noastră. Îți mulțumim, Doamne, că faci ca să trăim cu adevărat, Doamne. Nu morții te laudă, nu cei fără viață, Doamne. De aceea te rugăm în această seară, prin Duhul Sfânt, toarnă viață în fiecare suflet, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să aprindă inimile noastre, Doamne. Dorim, Doamne, să trăim cu adevărat, Doamne, prezența, puterea, lucrarea Duhului Sfânt, Doamne. Cuvântul Tău să prindă viață în noi, să o înțelegem, să o iubim, să o prețuim, Doamne. Îți mulțumesc prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Tu faci, Doamne, să trăim cu adevărat o viață de creștin. Să trăim cu adevărat, Doamne, ca și adevărați copii ai Tăi, Doamne. Îți mulțumesc că ne ajuți la acest lucru. Îți mulțumim, Duhule Sfânt, că ești prezent aici. Lasă, Doamne, te rog. Prezența și puterea Ta în fiecare inimă. Binecuvântează biserica Bethany, pe cei de aici, Doamne, cei care sunt prezenți, pe cei de acasă, pe cei care sunt în călătorie, oriunde ar fi, Doamne, binecuvântează, frați și surori. O, mâinile Tale încredințăm, Doamne, ca Tu să te atingi de ei. Doamne, cercetează-i. Și dacă, Doamne, sunt în probleme, dacă sunt în necazuri, dacă sunt în mijlocul cuptorului de foc, te rog, Doamne, fii cu ei prezent, Doamne, și întărește-le credința. Îți mulțumesc că-i binecuvinte, îți mulțumesc că lași lucrurile Ta și puterea și prezența Ta peste viața lor. O, Doamne, da, cu adevărat dorim, Doamne, să Te simțim, să Te vedem pe Tine, Doamne. Inima noastră să Te bucure de prezența Ta, Doamne, să Te săltăm, Doamne, să ne bucurăm, să Te lăudăm pe Tine. Lăudat să fie numele Tău în veci de veci. Îți mulțumim pentru lucrarea Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Te atingi de fiecare zi. Binecuvântează lucrul acesta. Mă rog, Doamne, pentru lucrurile Doamne, mă rog, Doamne, pentru cea, Doamne, să-i binecuvânte și pe ea, de Ellen, Doamne. Atinge-te de viața Lui, Doamne, de familia Lui, Doamne. Și îți mulțumesc că Duhul Tău, Doamne, te cercetează pe fiecare. Aleluia. Haideți să reocupăm locurile, ne închinăm înaintea Domnului în cântare și apoi Călin ne va îndemna la următoarea rugăciune și fie ca Domnul să ne binecuvânteze. Cosmin, pardon. Domnul să te binecuvânteze. Să fie în brațul Domnului.
bucurii mai minunate și nici momente neașteptate decât să fii al lui Hristos și să te apreci la cruce jos. Nu-s bucurii mai minunate și nici momente neașteptate să fii al lui Hristos și să te apleci la cruce jos. Ce poate fi mare și sfânt și mai de preț pe acest pământ decât umblarea cu Iisus și care înspre ceruri sus, decât umblarea cu Iisus și care înspre ceruri sus. Nu-s bucurii mai minunate și nici momente neașteptate decât să fii al lui Hristos și să te apleci la cruce jos. Nu-s bucurii mai minunate și nici momente neașteptate decât să fii al lui Hristos și să te apleci la cruce jos. Cine ar putea să-mi facă rău când lângă mine-i Dumnezeu? Să mă tristim cu toții, eu nu mă tem, îl am pe El, e scurt și adăpost al meu. Eu nu mă tem, îl am pe El, e scurt și adăpost al meu. Nu-s bucurii mai minunate și nici momente neașteptate decât să fii al lui Hristos și să te-a pleci la cruce jos. Nu-s bucurii mai minunate și nici momente neașteptate decât să fii al lui Hristos și să te apreci la cruce jos. Nu-s bucurii mai minunate, nu-s bucurii mai minunate și nici momente neașteptate decât să fii al lui Hristos și să te apreci la cruce jos. Nu-s bucurii mai minunate și nici momente neașteptate decât să fii al lui Hristos și să te apreci la cruce jos. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, fiind mai în familie, cu mai puțin în seara aceasta, m-am pus un challenge ca să dau un îndemn în limba română și apreciez rugăciunile voastre și susținerea voastră în acest îndemn. Aș vrea să mă folosesc în seara aceasta de câteva versete din Psalmul 34, de la versetul 1 până la 8, și să mergem înaintea Domnului cu rugăciune. Psalmul 34, versetul 1 zice: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umplă fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă de toate necazurile lui.
Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă de primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Amin. De bineînțeles, acest psalm e foarte bogat și foarte multe lucruri care se poate vorbi din acest psalm, însă Duhul Domnul m-a oprit la un gând ca să împărțim acest psalm, ca să ne ducă ca îndemn rugăciune spre a lăuda pe Domnul și a ne încrede în Domnul. Și vedem cum acest psalm chiar e, deci zice că e un psalm a cătuilor lui David când a fugit, când a făcut de nebun în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. Deci vedem contextul acestui psalm unde împăratul Saul urmărește pe David și el chiar a mers în țara filistiană și acolo acest împărat Abimelec l-a primit, însă când a fost descoperit i-a fost teamă. Vedem aici însă în aceste primele patru versete unde David are ideea aceasta de a lăuda faptul că a fost în fugă, faptul că a fost, se ascundea, el totuși lăuda pe Domnul și în seara aceasta și întotdeauna aș dori ca să binecuvântăm pe Domnul pentru tot ce face pentru noi, să lăudăm pe El pentru tot ce face pentru noi. Când noi binecuvântăm pe Domnul, este o expresie de mulțumire, este o expresie când venim în fața Lui și îl lăudăm și binecuvântăm și mulțumim pentru tot ce face. Și chiar vedem de multe ori în psalm lucrul acesta, în special psalmul 100, versetul 4, care zice: intrați cu laude pe porțile mele, intrați cu cântări în curțile mele, lăudați și binecuvântați numele. Deci să începem cu lucrul acesta întotdeauna când suntem în casa lui Dumnezeu, dar cred și în familiile noastre, atunci când ne sculăm dimineața, acum în mod special anul acesta împreună cu Claudia, soția, am făcut un țel, am vrut să zic un focus, am făcut un țel așa în familia noastră, să începem cu mulțumire și să zicem: Doamne, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Și bineînțeles, în versetul 2 vedem aici cum psalmul zice: să mi se laude sufletul în Domnul. Deci ideea e întotdeauna să fie lauda în gura mea. Și chiar Spurgeon, am aflat că el zicea că lauda să nu fie doar în inimă, dar și în gură. Mulțumirea noastră să nu fie ceva mut, ci să fie ceva care e expresiv în afară prin ceea ce zicem. Și în următoarele versete, de la versetul 4 până la 8, vedem aici cum David, deci ia din capitolul de laudă la capitolul de încredere. Vedem aici, începând cu versetul 4, i-am căutat pe Domnul și mi-a spus, m-a izbăvit de temerile mele. Și vedem în lumea aceasta, când e vorba de încredere, încrederea și frica, temerea, întotdeauna este o bătălie și mai ales în lumea aceasta, unde este la știri, este în jurul nostru, frică, frică, frică. Dar cuvântul Domnului, așa cum am avut chiar în un motou bisericii, suntem mai mult decât biruitori în lumea aceasta prin Iisus Hristos. Amin, glorie Lui. În Biblie, chiar am găsit cuvântul, în Biblie, cuvântul să nu te tem, în context de frică, este găsit de peste 80 de ori. Deci, vedem că cel rău se folosește de frica aceasta. Cum să nu avem frică? Aici vedem, cum am zis în versetul 4, să căutăm pe Domnul, pentru că El ne-a izbăvit de toate temerile noastre. David i-a fost frică, însă și-a întors privirile spre El. În versetul 5, vedem acolo, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, glorie Domnului. Să ne încredem în El și așa cum am citit ultimul verset aici din versetul 8, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El, glorie Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și, bazat pe acest îndemn de a veni la picioarele Domnului cu o inimă de laudă, cu o inimă de binecuvântare, de mulțumire și în aceeași timp cu o inimă de încredere, că în El suntem mai mult decât biruitori, haideți să venim și să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne întărească în lucrurile acestea în fiecare zi. Și în aceeași timp să și aducem înaintea Domnului nevoile, cauzele, problemele care sunt în biserică, să continuăm să
Ne rugăm pentru biserica noastră, pentru familiile de biserica noastră care trece prin mai multe încercări și chiar dacă se poate proiecta să ne amintim, să ne rugăm înaintea Domnului. Dacă cei care suntem aici avem o cauză și vrem să o spunem cu gură, să spunem cu voce tare sau prin ridicare de mână, să facem lucrul acesta. Glorie Domnului! Haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu, să lăudăm și plin de credință că El va lucra. Amin. Ocupați locurile. Și haideți să lăudăm pe Domnul cu încă o cântare. Este o invitație la pocăință, să ne apropiem de Domnul și să ne pregătim pentru venirea Lui. Și Dumnezeu să binecuvânteze și Biserica Betania, ca mereu așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos să fie vie, mereu să fim într-o așteptare efervescentă, pentru că Domnul Iisus este foarte, foarte, foarte aproape. Vino, Doamne Iisuse, Maranata. Amin.
cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni, cum ne-a promis Iisus, din nou va veni. Milioane de oameni așteaptă să vină Iisus, acel ce prin cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni, cum ne-a promis Iisus, din nou va veni. Haideți creștini ascultoți în jur să privim, care e timpul și locul în care trăim. Orice unde privim, azi întâlnim semne vii. Toate ne spun că Iisus curând va veni. Milioane de oameni așteaptă să vină Iisus, acel ce prin cruce în lume viață a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni, cum mi-a promis Iisus, din nou va veni. Și păcatul în lume la culme ajuns. Cei depravați în locul de frunte au pătruns. Ca pe vremea lui Lot, pământul-i robit de cerul. E aproape să vină pe nori al nostru Dumnezeu. Milioane de oameni așteaptă să vină Iisus, acel ce prin cruce în lume viață a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni, cum mi-a promis Iisus, din nou va veni. Milioane de oameni așteaptă să vină Iisus, acel ce prin cruce în lume viață a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni, cum mi-a promis Iisus, din nou va veni. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni, cum mi-a promis Iisus, din nou va veni. Amin, amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ascultăm un text pe care l-am citit în seara aceasta. Mulțumiri cântăreților care ne-au înviorat inima. Domnul să-i binecuvinteze. Citim pentru meditația serii Apocalips, capitolul 9. Este vorba de trâmbița 5, așa 6 din cele 7 trâmbițe. Și am ajuns la capitolul 9. Îngerul al cincilea sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere, ca puterea pe care au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vateme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om.
În zilele acelea oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni, aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă în luptă. Aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri și în cozile lor stăteau puterea pe care aveau ca să vateme pe oameni în 5 luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion, iar pe românește Distrugătorul, adaug eu. Cea din tâi nenorocire a trecut, iată că mai vin încă 2 nenorociri după ea. Îngerul al 6-lea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas ca din cele 4 coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al 6-lea care avea trâmbița, dezleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat și cei 4 îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreții aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și gurile lor erau, din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste 3 urgii de focul, de fum și de pucioasa care ieșeau din gurile lor, căci puterea cailor stăteau în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Și cu toate acestea, ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocuit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ce pot să zic decât ca Apostolul Petru? Încingeți-vă coapsele minții. Și pentru că suntem oamenii care iubim lucrarea Duhului Sfânt, să știți că una din cele mai importante lucruri ale Duhului Sfânt este să ne călăuzească în tot adevărul. El, spunea Domnul Hristos, va lua din ce al meu și vă va descoperi tot adevărul. Ne bizuim pe călăuzirea Lui, rămânem nedesăvârșiți în continuare, e adevărat, dar tânjim la desăvârșire. Dacă sunetul primelor 4 trâmbițe pe care le-am auzit sunând la ultima noastră întâlnire au declanșat distrugerea asupra mediului de viață, asupra habitatului uman, iată că următoarele trâmbițe anunță pedepse directe asupra oamenilor păcătoși. Desigur, motivația revărsării acestei mânii a lui Dumnezeu este aceeași. Pe de o parte, păcatul îl provoacă pe Dumnezeu și pe de altă parte, dorința de a-i opri pe păcătoși. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Era unul din principiile de tălmăcire a Apocalipsei. Și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care nădușe adevărul nelegiuirea lor, va fi o judecată și o pedeapsă finală. Dar până atunci, Domnul de-a lungul istoriei a pedepsit, pentru că spune, mânia se descoperă, e un prezent continuu. Se descoperă mereu și mereu. Când îngerul al 5-lea sună din trâmbița lui, se spune că unei stele care căzuse deja din cer, i se dă sau i se permite ca misiune de a deschide fântâna adâncului pentru a ridica de acolo o mare armată formată din niște, zice cuvântul, lăcuste, foarte strani la înfățișare, având în fruntea lor pe Distrugătorul, Abaddon sau Apolion, Distrugătorul. Vedeți, în Bibliile noastre traduse, se traduce uneori Ioan mai ales Ioan, încearcă să traducă din ebraică în greacă. Și asta merge la greci.
Dar ar fi fost bine traducerile să fie tradus din ebraică în românește. Atunci Tabita nu înseamnă Dorca, Tabita înseamnă căprioară, iar Abadon înseamnă distrugătorul. Și atunci am fi puțin mai luminați în ce privește încercarea de tălmăcire a lui Ioan. Aceste ciudate lăcuste, dar el stă în lumea greacă când scrie și încearcă ca evreu să îi priceapă grecii, nu? Ceea ce scrie. Aceste ciudate lăcuste n-au treabă deci cu mediul de viață al omului, cu habitatul uman, ci doar cu oamenii care nu aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu, adică nu gândeau și nu trăiau ca și Iisus. Credem că pedepsele de sub trâmbița cincea sunt de natură spirituală de vreme, ce îi vizează doar pe cei ce au respins peceta lui Dumnezeu, are o problemă cu spiritul, cu esența naturii umane. Adică cei care nu și-au înnoit mintea și viața prin lucrarea generatoare a sângelui Domnului, a cuvântului său, a Duhului său. Apoi referința la ocrotirea ierbii și a copacilor ne ajută și ea să înțelegem și ne încurajează să credem că e un atac spiritual și nu e vorba de un cataclism de natură fizică, cum presupun unii, pentru că e vorba de o fântână, fum, ca o erupție de vulcan, am zice noi, care întunecă soarele și atmosfera Pământului. Ci este, deci, o invazie de duhuri necurate. O invazie cumplită de duhuri necurate. Avem și o aplicație încurajatoare aici. Lăcuselor li se poruncește să vateme doar pe cei ce nu au peceta Domnului. Ceea ce înțelegem imediat, că noi care avem peceta Domnului, suntem protejați, pentru că nu li se va da drept să ne atace pe noi în mijlocul necazului în care suntem și vom fi. Deci, cu alte cuvinte, Domnul poate proteja pe ai săi în mijlocul necazului. Nu trebuie neapărat să ia din necaz, cum vreau neapărat unii să ne scoată. Mai bine să ne pregătim de necaz decât și să nu fim în necaz, decât să nu fim pregătiți de necaz și când vom ajunge acolo să zicem, ne-a abandonat Dumnezeu. Da, El ne izbăvește de mânia viitoare, zice Pavel 1 Tesaloniceni 1:10, și ne va păzi de ceasul încercării care să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii Pământului, Apocalipsa 3:10. Și Petru, când vorbește de izbăvirea lui Noe sau de izbăvirea lui Lot, au fost judecăți parțiale, locale, dar sunt niște icoane a felului în care Dumnezeu va judeca la urmă omenirea. El spune acolo în 2 Petru 2:9 că Domnul știe, și adaug eu și poate, nu numai că știe, dar și poate, să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Dar vedeți dumneavoastră, distanța între salvarea uneia și pedepsirea altuia au fost poate ceasuri și în timpul acela. Unul a urcat în corabie, ceilalți au început să noate, nu? Deci nu a fost distanță între aceste două evenimente. Sau Lot a fost scos repede pentru că imediat a căzut focul peste Sodoma și Gomora. Domnul știe și poate să-i scoată pe ei lui, să-i izbăvească din încercare. Și Rahav, aduceți aminte că avea un semn la fereastră. Și toată oștirea lui Dumnezeu, toată oștirea lui Israel știa cel ce are semnul este protejat. Toți au murit în Ierihon. O singură excepție. Cine? Cine avea peceta lui Dumnezeu. Simbolul, semnul. Era pentru ea o funie roșie atârnată la fereastră. Ne întoarcem la textul nostru unde se spune că cheia adâncului s-a dat unei stele care căzuse din cer pe pământ. Este un eveniment deja petrecut, trecut. Și asta ne duce la un mare înger. Și sfinții sunt stele, dar și îngerii sunt stele. La chiar diavolul despre care Domnul Hristos prorocește că va cădea din cer imediat după ce la cruce va fi învins. Luca 10:18, Iisus le-a zis, am văzut, adevărat folosește trecutul, pentru că atât de sigur este viitorul, încât deja Domnul
îl văzuse că o să cadă. Am văzut pe Satana căzind ca un fulger din cer. Iar în Evanghelia lui Ioan, tot Domnul Iisus completează, Ioan 12 cu 31. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iată că steaua care i s-a dat cheia să scoată duhurile este acest Satan care căzuse deja. De aceea Ioan, pentru că el scrie la zeci de ani după evenimentul crucii, spune că o stea care căzuse din cer. În Apocalipsa 12, versetul 9 și 10, se spune de asemenea despre căderea diavolului. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, dar acum evenimentul e văzut după cruce. Pentru că imediat după cruce se stârnește războiul în cer. Acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos, spune cuvântul. Dar ce să însemne adâncul sau fântâna adâncului, de unde își recrutează acest distrugător, diavolul, armata aceasta de duhuri lăcuste? Vom vedea ce ciudățenie descrierea aceasta lăcustelor. Răspunsul la această întrebare o găsim în primul rând tot în cartea Apocalipsei, unde se vorbește în trei rânduri despre acest misterios adânc. Primul text e cel din capitolul 11, versetul 7, unde se vorbește acolo de cei doi martori al lui Dumnezeu care vor proroci pe pământ, iar fiara îi va omorâ. Când își vor isprăvi cei doi martori mărturisirea lor, deci Domnul știe când dă voie să se atingă și de sfinți, fiara care se ridică din adânc, iată că fiara aceasta se ridică din adânc, va face război cu ei și îi va birui și îi va omorâ. Îi va birui în trup, pentru că în duh au rămas în picioare. Înțelegem deci că adâncul este închisoarea dușmanilor lui Dumnezeu, închisoarea dușmanilor martorilor lui Dumnezeu. Vestea bună este că acest adânc, ca și celelalte urgii de până acum, de sub primele patru trâmbițe, este sub controlul lui Dumnezeu. De aceea, doar după ce și-au terminat mărturisirea, i s-a permis fiarei, de aici, din capitolul 11, să-i omoare pe martorii lui Dumnezeu. Iar în textul nostru se spune că acestei stele care au căzut din cer, i s-a dat cheia, nu avea el. Cheia era la Dumnezeu, cheia o avea Hristosul, cheia o aveau îngerii Domnului, dar i s-a dat pentru o vreme să deschidă și să-și facă armata. Al doilea text din Apocalipsa este cel din capitolul 17, versetul 78, unde este vorba de judecata desfrânatei celei mari care stă pe fiară. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și asta se ridică din adânc. Și are să se ducă la pierzare și locuitorii pământului, căror nume n-au fost scrise de la întemerea lumii, în cartea vieții, ăștia nu s-a lui Dumnezeu, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Da, completez eu, dar sfinții nu se vor mira pentru că au făcut studiu biblic pe Apocalipsa. Numai ăștia care habar n-au să miră. Ce-i cu fiara asta? Ce-i cu Imperiul Roman care a fost, nu mai este și va veni la urmă? Da, sfinții Domnului fac studiu biblic, da? Și chiar le place. Despre oi vorba, nu? Că altfel n-ați venit joi aici. Am vă promit că după o săptămână scăpați de mine, câteva luni, e vacanță. Terminăm cu Apocalipsa. Fără să intrăm în detalii, în fiara care pare să fie deci sistemul idolat al Imperiului Roman, controlat și el de forțele spirituale diabolice care influențează și controlează mintea împăraților păgâni, conform și capitolului 16, versetul 13 la 14. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei, ăștia din adâncuri, da? Și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate. Auziți? Și duhurile astea necurate, ce credeți că fac?
merg la împărații pământului să-i strângă pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului cel atotputernic. Vă zic că pe împărații pământului și pe Putin e un duc de dracu acolo în cap, nu? Care spune ce are de făcut, nu? El habar n-are că e îngăduit de Dumnezeu. Să știți că de multe ori noi credem că împărații au stat pe tron și au fost puternici și mari. Dar știți că totdeauna partea spirituală îi conducea și pe ei? Auzeam că și au fost și președinți americani care aveau vrăjitoare cu care se consultau. Dar să vedem din Biblie. De exemplu, împăratul Babilonului practică ocultismul ca mijloc de călăuzire. Când Domnul îi spune să cucerească lumea din timpul acela și îi dă voie, el nu știe că Domnul i-a dat voie, zice așa cuvântul în Ezekiel 21, versetul 21-22, căci împăratul Babilonului stă la răscruce, nu știe în care încotro să apuce, pe care țară să o bată acum, pe Ucraina sau pe România, nu? Sau mă rog, pe Israel sau pe nu știu care, știi? La capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii, asta e, dai cu zarul, nu? Să vezi în ce parte, așa? Scutură săgețile, era o altă metodă ocultă, întreabă terafimii și cercetează ficatul. Omora o pasăre, se uita pe ficat și nu știu ce vedea acolo pe ficat și zicea că trebuie să mă duc în dreapta sau în stânga, în sfârșit. Sorțul care cade este în dreapta lui, înseamnă Ierusalimul. Domnul a îngăduit ca prin ocultismul ăsta lui să-l conducă spre Israel. Și continuă prorocul Ezechiel acolo, zice, Israelul râde și zice că astea, dar nu știe că eu îl trimit înspre ei. Cu alte cuvinte, de cine ascultă împăratul Babilonului? De ocultism, nu? De duhuri de draci, îngăduite de Dumnezeu să-i conducă. Așa cum a fost la Ahab, zice, du-te și o să reușești, nu? Dar erau duhuri de draci care s-au dus și l-au dus la pieire. Sau Nebucadnețar, în Daniel 2, versetul 1 și 2, a avut niște visuri, duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Și la cine apelează și ăsta? Împărații pământului sunt conduși de draci, îngăduiți de Dumnezeu când este timp, nevoie. O chemat pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători, pe haldei, ca așa erau cititori în stele, să-i spună visurile și tălmăcirea și să-l călăuzească, să-i spună ce are de făcut, că era necășit, nu? Ce se întâmplă cu împărăția, da? A treia mențiune a noțiunea acesteia de adânc o găsim în capitolul 20 din Apocalipsa, versetul 1 la 3. Apoi am văzut pocărându-se din cer un înger, ăsta e un înger a Domnului, care ținea în mână cheia adâncului. Am zis că era la îngerul Domnului acum. Numai pentru o perioadă i s-a dat la ăsta ce căzuse, da? Și un laț mare, el a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, distrugătorul, da? Și l-a legat pentru 1000 de ani. De-abia așteptăm să ajungem la mileniu, da? Să fie legat diavolul, iar noi să fim în conducerea împărăției de 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea lui ca să nu mai înșele neamurile. Au zis ce fac? Duhurile cererele, înșale neamurile, începând cu împărații și până la ultimul om. Până se vor împlini cele 1000 de ani, după aceea trebuie să fie dezlegat iarăși pentru puțină vreme. Domnul controlează. 5 luni, 1000 de ani, el zice când să-l lege, când să-l dezlege, când să-i se dea o cheie, când să-i se ia cheia și să spună gata, s-a terminat exercițiul. Aici, deci, un înger al Domnului are cheia adâncului, iar în capitolul nostru, din seara aceasta, cheia sau autoritatea, permisiunea, i-a fost dată distrugătorului pentru o vreme scurtă. Aceste duhurile din adânc înșală neamurile, deci. Sunt autorii filozofiilor drăcești, filozofiilor de viață care ghidează viața celor răzvrătiți. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în Efeseni 2, 1 și 2? Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, vorba de noi, zice Pavel, voi, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia. Dar cine conduce lumea asta care zace în cel rău? După Domnul puterii văzduhului. Deci, cu alte cuvinte, mintea e sucită și zăpăcită de Domnul puterii văzduhului.
a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, așa cum Duhul Sfânt lucrează în viața sfinților, duhurile rele lucrează în viața păcătoșilor. Au acces acolo și îi folosește. Apostolul Petru definește și el foarte clar termenul de adânc sau fântâna adâncului, numind-o într-adevăr închisoare a duhurilor necurate. Iată 2 Petru 2, versetul 4 la 9. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, unde stau îngerii căzuți? În adânc. Fiara e acolo, îngerii căzuți e acolo și acolo ajung toate duhurile necurate. Legați în lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă n-a cruțat în lumea veche, ce a scăpat pe noi, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu al șapte înși, când a trimis potopul pe sârmele legiști, înseamnă că Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Și dacă deci interpretarea o luăm metaforică, atunci și fumul și cuptorul trebuie să fie altceva decât ceva fizic. Părerea mea este că filozofiile păcătoase de viață sunt ca un fum, ca o perdea de fum care dezorientează. Știți că și în războaie se folosesc perdele de fum. Arunci fumul și oamenii nu mai știu în ce direcție trebuie să meargă. Să învârt așa pe loc și zice că merg. Așa? Pentru că nu mai au nicio direcție. Nu știu unde e nordul, sud, unde ce au de făcut. Deci așa e și la nivelul spiritual al minții. Dacă diavolul aruncă pe piață tot felul de idei, trăim în veacul nostru cu internetul în care circulă filozofiile drăcești extraordinară și oamenii sunt tot mai zăpăciți de ele. Sunt ca un fum care dezechilibrează, care dezorientează, care cuceresc mintea oamenilor. Un fum spiritual a unor filozofii de viață, adică, cum zice Scriptura, învățături ale dracilor, propagate prin cărți, prin mass media, propagate prin apostolii diavolului, așa, care intră foarte discret în omenire, învăluind și întunecând mintea omenească. Oare nu așa prezintă pe cei păcătoși Pavel în 2 Corinteni 4, versetul 3 și 4? Dacă Evanghelia noastră e acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar ăștia pe calea pierzării zice că au mintea necredincioasă pe care a orbit-o Dumnezeul veacului acestei, adică orbiți la minte. Asta înseamnă să stai în mijlocul fumului și să nu știi în ce direcție trebuie să mergi. Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Revenind la chipul acestor duhuri lăcustă, care le ridică distrugătorul din adânc și care chinuie 5 luni pe oameni, în primul rând ne legăm de această perioadă, perioadă de timp limitată de Dumnezeu, asta e esențial, nu atât că e 5 luni, ci că Dumnezeu controlează totul. Dacă i s-a dat 5 luni cheia, după 5 luni nu trebuie să predea cheia înapoi, nu poate să o țină mai mult. Precum Dumnezeu a limitat judecata la potop, când e singurul loc în care am descoperit în Scripturi că apele au stat 150 de zile. 150 de zile înseamnă 5 luni. Împărțiți la 30, 150 înseamnă, nu? 5 luni. 5 ori 3 e 150. 150 de zile au fost apele mari pe pământ, Geneza 7:24. Dar cine a controlat potopul? Și au zis 5 luni să fie potopul. Precum aici 5 luni să atace duhurile astea omenirea. Dumnezeu care e stăpân și face tot ce vrea în cer și pe pământ. Aceste duhuri lăcustă sunt o compoziție de trăsături foarte ciudate. În general, sunt animale, dar amestecat și cu ceva uman acolo. Când cineva e asemănat cu un animal, acolo vrea să se scoată un caracter a acelei persoane care seamănă cu caracterul acelui animal. Însă și Domnul Hristos i-a asemănat cu miel și cu leu, pentru că e și jerfă, pentru că e și judecător. Nu? Este împăratul pământului. Sau
zice despre Nebucadnesar că îl aseamănă cu un leu cu aripi de vultur. Leu pentru că e puternic, aripi de vultur pentru că are viteză și se răspândește și a cucerit mult. Dar la un moment dat spune că a început să stea drept în picioare ca un om leu ăsta și i s-a dat o inimă de om. A rămas tot leu, dar înăuntru Dumnezeu l-a mișcat prin Daniel, nu? Și s-a umanizat leul ăsta. Citim asta în Daniel 2:4. Ei, demonii ăștia dezlecați din adânc seamănă cu niște lăcuste și lăcustele sugerează forța de neoprită a plăgii, o forță dată de numărul lor. Noi n-am avut, slavă Domnului, parte de invazii de lăcuste, încă prin Orient, pe acolo și în zile și anii noștri mai sunt. Vin cu milioanele și cu miliardele, nu știu ce să faci, și micuțe, cu ce să le împuști, nu? Și pe arie foarte întinsă, pentru că nu vin într-un singur loc. Întunecă cerul când apar. Vă dați seama, e o forță de neoprit, măcar că-s mici, dar-s multe. S-s multe, vom vedea noi câte sunt și aici. Foarte multe. Cât chinezii de multe. Zicea cineva, că unii cred că-s chinezii. Lăcustele astea erau ca niște cai încununați cu cununi ce păreau de aur. Deci simbolul unei armate. Când e vorba de cal în vechime, asta înseamnă armată. Și pentru că păreau numai de aur, ea se dă drept biruitoare. Dar nu va fi la urmă, numai 5 luni. Are față de om, păr de femeie, sugerează faptul că filozofiile diavolești se ascund adesea sub mască umanistă. Nu suntem astăzi îndemnați să respectăm drepturile minorităților? Adică zice că să nu urâm pe oameni. Ce chip uman să dă la filozofia asta drăcească. Să-i lăsăm pe toți să-și facă de cap și tot ce vreau și ba, nu numai să-i îngăduim, dar chiar să-i respectăm și să-i promovăm să fie secretari de stat și guvernatori și pastori de biserică. Și sunt deja gay care sunt pastori de biserică. Să respectăm minoritățile. Vă dați seama că e chip de om, da? Și de femeie, pentru că și drepturile femeii trebuie respectate, da? Dreptul la avort, nu? Și asta e umanism. Vai, să dăm dreptul soți femeilor să-și facă ce vreau cu trupul lor, da? Deci, par cu față umană, dar-s lăcuste și fiare și lei. Dreptul de a-și alege sexul, acum altă filozofie drăcească. Nu mai știi ce este. Și bieții, prin propaganda asta a învățăturilor dracilor, e ca un fum, e zăpăcit. Și vezi pe oameni că nu mai știu gândi normal. Și te uiți la ei și zici, mă, ce-i cu ăștia? Parcă sunt de pe altă planetă. Parcă n-au capul, dovleacul le lipsește. Ce se întâmplă cu ei? Efectiv, te minunezi, pentru că diavolul, iată cum lucrează, te învăluie cu fumul lui, îți bagă filozofiile de și zice că sunt și umaniste. Oh, tu aperi drepturile umane, când încolo, de fapt, nemicești pe oameni. Gură de leu, sugerând de are puterea grozavă care au asupra oamenilor. Platoșe de fier, simbola tăriei acestei plăgi. Iar vuietul, ca vuietul unor care trase de mulți cai, un simbol al unui atac concertat de neoprit. Și veninul, acul cu venin al scorpionilor, pentru că de 3 ori semănați și cu scorpioni aici, e un simbol al toxicității. Veninul e toxic, nu? Acestor atacuri spirituale pentru mintea și trupul omului. Am zis pentru mintea și trupul omului pentru că chinul produs de demoni se poate manifesta în mod deosebit la nivel psihic, dar se poate manifesta și la nivelul trupului. Vă aduceți aminte că Domnul l-a îngăduit ca pe Iov să îl atace satana și unde l-a atacat? La nivelul trupului. Duhul era lui Dumnezeu, dar trupul l-a dat pe mâna satanei, ca să zic așa, și satana l-a lovit cu o boală cumplită. Demonii pot produce însă, ca și în cazul lui Iov, deci boli, sau ca și în cazul celor vindecați de Domnul, spune că era un duh surd și mut, deci surzenia, muțenia, nu știu, produse de anumite duhuri. Deci pot lovi duhul omului, dar pot lovi și trupul omului. Bol cu care se chinuie trupul. Nu este exclus ca astfel de atacuri demonice la nivelul trupului să folosească chiar și drogurile, nu?
care omoară acum arme bacteriologice, virusologice, care se mulțesc pe an și an tot mai mult. Abia am ieșit dintr-o pandemie și Dumnezeu știe în ce mai intrăm în continuare. Desigur că medicina cu medicamentele, cu vaccinurile încearcă să-i ajute pe oameni să nu moară, dar nu prea îi scapă de chinuri, nu? Vor fi chinuiți chiar dacă nu vor muri. Se spune că doar în ultimii ani s-au raportat peste 40 de boli noi. În ultimii 4, 5, 6, 7 ani, 40 de boli noi cu care medicina se luptă și nu mai știu ce să facă cu ele. Și Organizația Mondială a Sănătății spune că în ultimii ani au fost mai mult de 1100 de epidemii locale sau globale, adică pandemii, care cuceresc tot pământul. 1100 de pandemii în numai vreo 5-6 ani. Vă dați seama, acum nu știu ce maimuță, ce boală a apărut iarăși. Nu gătăm cu una, că vine alta, nu? Vine alta. E important de subliniat din nou faptul că durata acestei urgii a fost în primul rând limitată de Dumnezeu doar la 5 luni de zile, adică la o perioadă destul de scurtă, și în al doilea rând că acestei urgii nu este permis să omoare pe oamenii, ci doar să-i chinuiască. Dar de ce nu își omoară imediat? Că li se mai dă timp de pocăință. Când Domnul nu te omoară, mai ai încă har. Fiecare zi pe care o dă Dumnezeu e încă o zi de har în care se poate pocăi omul. Motivul deci este același ca și în cazul lovirii habitatului uman, celelalte patru trâmbițe. El nu dorește moartea păcătosului, ci dacă îl încearcă și îl lovește, se tot așteaptă, poate se va pocăi, poate. Trecem la trâmbița șasea. Mai sunteți aici? Sau? Că sunt din trâmbiță, fraților, deci nu-ți doarme nimeni, nu? Și în armată când suna trâmbița, gata de pregătire, de luptă, nu? Eu știu că e greu ceea ce vă spun aici. Dar, frații mei, vreau să vă încurajez să credeți că cartea asta e scrisă pentru noi. Că e numită descoperire, nu acoperire. În românește, iară, îmi pare rău că spune Apocalipsa. Titlul în engleză e Revelation, înseamnă descoperire. Ar fi trebuit și în românește să spune cartea descoperirii. De ce? Pentru că când zicem Apocalipsa, e ceva care nu știm ce-i. Nu? Dar când zicem descoperire, ar trebui să știm ce-i. Ferice de cine citește, de cine ascultă, de cine împlinește tot ce învață din cartea asta. Înseamnă că e de citit și de învățat. Acum mă port blând cu dumneavoastră, că și eu după 70 de ani am început să predic din ea mai serios. Până acolo o piguleam numai așa, de mai tipă la început, mai tipă la urmă, mai câte un verset așa scos de pe aici, de pe colo, dar n-am îndrăznit să intru ca să nu greșesc așa mult. Și acum greșesc, dar mă gândesc că poate greșesc mai puțin, că sunt mai copt dovleacul și mai învățăm câte ceva trecând prin viață și nu ne luăm după toți doctorii din teologie, care ne învață și ei cum pot. După prima plagă, deci, numită nenorocire, asta al cincilea înger, al cincilea trâmbiță numită nenorocire pentru prima dată, urmează nenorocire de tip chin, urmează nenorocirea sau a șasea de tip moarte. Chinul e chin, dar moartea e moarte, nu? Nici chinul nu e bun, că de multe ori îți vine să cer să mor de chin. Dar moartea pune capăt celor nepocăiți. Când îngerul al șaselea sună din trâmbiță, un glas iese dintre cele patru coarne ale altarului de aur al tămâierii, codificat vorbește Duhul Sfânt. De ce oare Duhul Sfânt vorbește codificat? Ne putea scrie să priceapă și prostul satului, cum zic unii, că acum și prostul satului se pune pe internet. Toți au loc unde să își spună părerea. Dar de ce Duhul Sfânt vorbește așa? Ca să ne pună la lucru și la gândire. Ce? De ce iese glasul ăsta de pe altarul tămâierii, altarul de aur al tămâierii? Și poruncește îngerului al șaselea să dezlege pe cei patru îngeri legați la râul Eufrat. Dar de ce se spune și râul Eufrat? Ce-o fi tălmăcind și asta? Îngerii erau pregătiți pentru ceasul, luna, ziua, anul acela,
ca să omoare o treime din populația Pământului. De ce oare decizia de vină vine iarăși legat de altarul de aur, legată de altarul de aur al tămâierii? Ne aducem aminte că la ruperea peceții a șaptea, un înger se oprește în fața unui altar cu o cădeliță de aur în mână, altarul de aur, pentru că aduce tămâie amestecată cu rugăciunile tuturor sfinților. Pe acest altar aflat în fața scaunului de domnie al lui Dumnezeu, era în sfânta. Numai perdeaua separa altarul de tron, adică de chivot, de tronul lui Dumnezeu. Și abia după ce acest înger își umple cădelnița cu foc luat de pe altar, după ce aduce tămâia și rugăciunea, după aceea ia în cădelniță foc și îl aruncă peste păcătoși. Dar întâi trece pe la rugăciune, pe la altarul rugăciunii. Ce înțelegem, frații mei? Pentru mine e o mare încurajare să mă rog. De ce? Pentru că înțeleg că Dumnezeu, când judecă, El ține cont de rugăciunile sfinților. Închipuiți-vă că de câte ori ne rugăm aici și ne gândim, noi oare ce se întâmplă? Băi, nu știu că se întâmplă ceva, hai să ne rugăm dacă tot trebuie să ne rugăm, cum zis fratele de aici. Nu așa ar trebui să spunem, Doamne, am ocazia să trimit pe altarul de aur tămâia rugăciunii mele și când Tu o să acționezi în viața noastră, a bisericii, a lumii, Tu treci pe altar să vezi ce se roagă sfinții și ia-i aminte la rugăciunea lor și apoi vii să acționezi pe pământ. Nu că Domnul nu poate și fără noi, El poate, dar iată că ține cont de rugăciunile noastre. De aceea să ne rugăm, fraților, pentru că ele merg rugăciunile noastre pe altarul de aur al lui Dumnezeu și Dumnezeu ia aminte la ele în orice acțiune a Lui de judecată sau de binecuvântare. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu judecă, El ține cont de rugăciunile sfinților, sfinții mijlocesc pentru păcătoși, de exemplu, sau cum sunt cei de sub peceta cincea, ăia se rugau să vină odată judecata Domnului și să fie pedepsiți cei care i-au transformat în martiri, capitolul 6, versetul 9 și 10. Putem crede, deci, că în cazul urgiei de sub trâmbița șasea, numită a doua mare nenorocire, Dumnezeu ia decizia de a pedepsi cu moartea o treime din oamenii de pe pământ, după ce consultă mai întâi altarul tămâierii, că de acolo, dintre cele patru coarne ale altarului unde se punea tămâia și rugăciunile sfinților, de acolo iese glasul și dă comanda peste de pedepsire a oamenilor. Acolo sunt depozitate și fumegă încă rugăciunile de mijlocire și de cerere a tuturor sfinților din toate veacurile și de pe toate meridianele lumii. Și aplicația, cum am spus, este foarte importantă, să ne rugăm. Îngerii de pe Eufrat și misiunea încredințată lor. Îngerul al șaselea trebuie să dezlege patru îngeri legați la Eufrat. Na, frate, dar de ce-ți legați acolo? În Iran, nu? Sau unde sunt legați? Acum tălmăcesc mult, sunt simboluri, frații mei. Cine sunt acești patru îngeri? Păi ne aducem aminte în capitolul 7, versetul 1 la 3, că acolo am întâlnit patru îngeri, cărora li se poruncește să nu vateme pământul și marea până nu se termine procesul pecetuirii sfinților lui Dumnezeu. Ambele grupe de patru îngeri, și din capitolul 7 și din capitolul 9, au deci misiunea de a vătăma pământul, dar la timpul hotărât de Dumnezeu. Ziua, ceasul, anul hotărât de Domnul. Cei din capitolul 7 stăteau la cele patru colțuri ale pământului, deci oarecum stăpâneau pe tot pământul. Și au fost opriți deocamdată să vateme pământul, până când cei din capitolul 9 sunt dezlegați să pedepsească pe pământeni, pentru că sosise ceasul, ziua, luna și anul acestei urgii. Domnul are stăpânirea peste vrem și soroace. Pe cale de consecință am putea înțelege că ne găsim cu această urgie a șasea, de sub trâmbița șasea, la final de istorie. De ce? Pentru că Domnul a zis să nu se întâmple asta până să pune peceta pe fruntea slujitorului lui Dumnezeu. Înseamnă că ne găsim
la final de istorie. Atunci va fi terminat procesul de pecetuire a Sfinților lui Dumnezeu. Credem că îngerii din capitolul 7, care urmau să trezească pământul, copacii și marea, nu sunt cei din capitolul 9, care au misiunea de a pedepsi pe oamenii păcătoși. Mai degrabă, cei patru îngeri din capitolul 7 sunt cei responsabili cu cele patru urgii, de sub cele primele patru trâmbițe care, cum am spus, au lovit mediul de viață al omului. Dumnezeu poate lovi în două feluri. Fie că îți lovește casa și îți arde casa, fie că îți dă o boală în trup. Nu? Vedeți, primele patru se referă la mediu unde trăiește omul. Următoarele lovesc direct ființa umană. Mai este o deosebire între cele două echipe de patru îngeri. Cei din capitolul 7 par a fi îngerii Domnului, pe când cei patru îngeri din capitolul 9 se pare că sunt îngerii Satanei, îngăduiți să omoare pe pământeni. Și credem asta pentru că râul Eufrat este asociat cu Babilonul. Pentru că râul Eufrat trece prin Babilon, prin cetatea Babilonului. Iar Babilonul e lumea asta, frații mei. Deci ori colțele, patru colțuri ale pământului, ori Babilon, ori râul Eufrat. E unul și același lucru. Nu Iranul și cu Rusia. E tot pământul, frații mei. Dacă tot facem tot felul de scenarii apocaliptice. Babilonul este închisoarea duhurilor necurate, spune capitolul 18 cu 2 din Apocalipsa. Așa că atunci când al patrulea înger va vărsa potirul, asta în viitor, n-am ajuns la potire, dar al patrulea va lovi râul Eufrat sau Babilonul. Și trei duhuri de draci pornesc să adune pe împărații pământului la războiul zilei cele mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată deci că sunt duhuri de draci legate la râul Eufrat, adică la Babilon, adică în închisoarea duhurilor necurate. Și când Domnul hotărăște, le dă drumul să omoare o treime din populația pământului. Armata celor patru îngeri este prezentată ca fiind uriașă și grozav de înspăimântătoare. Dacă faceți calculul și mulțiți acolo, cele două cifre sunt 200 de milioane de călăreți și cai. Nici o armată pe pământ. Probabil numai chinezii, cum am spus, pot să facă așa armată, da? Călăreți cu platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Iacintul e un fel de topaz, piatră prețioasă, galbenă, uneori și spre roșu, precum era calul galben al morții de sub peceta a patra. Ăștia duceau moarte, nu mă mir că aveau culoarea galbenă. Foc, platoșe ca focul, platoșe galbene și ca și pucioasa. Călăreții acestei armate uriașe călăreau tot atâția cai stranii. Caii ăștia aveau capete de lei, din gura cărora ieșea foc, fum și pucioasă. Cu care omoară o treime din omenire. Cozile cailor sunt și ele tot atât de puternice ca și gurile lor și semănau cu niște șerpi cu capete cu care vătămau de moarte pe pământeni. Descrierea aceasta, frații mei, ne ducă imaginația la ultimele războaie mondiale în care au fost deja cunoscute praful de pușcă și armele moderne. Se aruncă foc, se aruncă fum, se aruncă pucioasă. Scuipă aceste arme moderne, foc, fum și pucioasă, adică arme de tipul tunurilor, obuzierilor, tancurilor, avioanelor, nu? Care scuipă și pe gură și pe coadă. Nu? Uitați-vă la un tank, nu? Care are și o țeavă înainte, are și mitralieră în spate, are și cap și coadă, nu? Și scuipă pe toate părțile foc și fum și pucioasă. Doar în al doilea război mondial, spune istoria, au murit peste 60 de milioane de oameni în război, plus alte 10 de milioane au murit din cauza bolilor și foametelor, foametei pricinuite de acest război. Ca să nu mai spunem că după al doilea război mondial, a mai apărut o plagă numită SIDA, plagă pricinuită de alte păcate, de păcatele sexuale care au chinuiesc și au omorât zeci și zeci de milioane de oameni
cu foarte mulți ani în urmă, erau 38 de milioane bolnavi, de asta cu mulți ani în urmă. Și mai ales prin Africa sunt țări cuprinse în care seceră cu milioanele. Pentru că trăiesc în turmă și se transmit bolile grosave. Cu cât nelegiuirea, deci atâțată de demoni și nevăzăturile lor se înmulțesc, cu atât crește și mânia lui Dumnezeu, descoperită întâi prin peceți, apoi descoperită prin trâmbiță și în final prin cupele turnate, neamestecate ale mâniei lui Dumnezeu, care vor veni în viitor și la urmă. Acum înțelegem vaiul pe care îl strigă un glas mare din cer, imediat după războiul declanșat acolo, după înălțarea Domnului Hristos, în urma căreia diavolul a fost alungat din cer. Și după ce diavolul s-a alungat din cer, citim în Apocalipsa 12:12, partea a doua, vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Știe și el care puțină vreme. Are 5 luni, prin astea 5 luni, cu 200 de milioane de draci, lovește pământul în mod cumplit. Și pământul e foarte lovit. Dacă vrei să te îngrozești, ascult numai știrile, da? Nu gata o pandemie, că vine un taifun. Nu gata un taifun, vine o inundație. Nu gata o inundație, că vine un cutremur. Nu gata un cutremur, că vine un război. Nu gata războiul ăsta, că vine altul, nu? Acum să tem de Taiwan, că începe al războiul și Iranul se bate cu Israelul și toți ne batem ca nebunii. De ce? Că duhul de draci merg la împărații pământului, îi agită și se apucă de bătaie. Nu trăim noi vremuri ca acestea și s-ar putea să vină și mai grozave vremuri. Revărsarea mâniei se poate manifesta în două moduri, așa ca o concluzie, într-un mod lent și într-un mod violent. În modul lent, sau modul lent operează după principiul cauză-efect. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și Dumnezeu îl lasă pe om să-și facă de cap și să dea cu capul de grindă. Și asta e în mod lent. Dar există și modul violent în care Dumnezeu vine să își reverse mânia peste omenire. Așa se face că pofta ochilor și lăudoroșenia vieții au adus la dezastru mediului. Nu s-a mai oprit din a-l exploata fără milă și să strice pământul, iar pofta firii pământești a rodit stricăciune sexuală, morală, socială, boli de tot felul și grozăvii. Al doilea mod de revărsare a mâniei, cea violentă, operează prin urgii declanșate direct și violent de Dumnezeu, așa cum a fost în Egipt odinioară, Psalmul 78:49. Dumnezeu și-a aruncat împotriva lor, a egiptenilor, a păcătoșilor, a împotrivitorilor poporului Dumnezeu. Mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul. Dar cum și-a revărsat? O droaie de îngeri aducători de nenorocire. Îngerii Domnului, din Apocalipsa, care îi trimite Domnul și zice, aruncă foc, aruncă boală, aruncă, dă drumul la distrugătorul să lovească pământul. O droaie de îngeri aducătoare de nenorociri. Și capitolul 9 se încheie un pic iarăși trist. Ceilalți oameni care n-au murit nu s-au pocăit de păcatele lor, spune versetul 20-21. Deși pedepsele trezitoare trimise de Dumnezeu, parțiale, numai o treime și numai a 5 luni și numai... Deci Domnul tot timpul măsoară să nu își verse toată mânia, ci să-i trezească pe oameni. Oamenii se obișnuiesc și cu bolile, că au doctor și cu moartea, că de 6.000 de ani murim. Și în momente de criză a omenirii apelăm la remedii omenești, la explicații omenești, apelăm la medicină și apelăm la religii care să nu ne osândească păcatul și să nu ne trezească, ci să ne înfășoare și să ne culce, să dormim mai departe în păcatele noastre. Și prorocii Vechiului Testament remarcă și ei acest efort divin adesea fără rezultate. Dar Domnul zice că vrea să dea timp de pocăință. El totdeauna înainte de a judeca, nu se grăbește, așteaptă,
ascultă rugăciunile sfinților și mai dă timp de pocăință. Dar cu toate acestea, iată ce spune Ezechiel 24, 11, 12. Apoi pune cazanul gol pe jăratic, în chip de icoană de vorbire, ca să se încălzească, să-i se înfierbinte rama, să-i se topească murdăria din lăuntru, ăsta e chipul lui Israel, cazanul ăsta, și să-i se șteargă rugina. Domnul vrea să curețe cazanul lui și vrea să curețe rugina și murdăria. Trudă degeaba, auzi? Trudă degeaba, căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el. Exact aceeași concluzie ca și la capitolul nostru. Sau încă unul, Ieremia 6, 28-29. Toți sunt niște răzvrătiți, niște bârfitori. Ce mult seamănă cu viacul în care trăim. Toată lumea e răzvrătită. Nimeni nu vrea să asculte de nimeni. Copiii de părinți, părinții de poliție, nu? Poliția de nu știu cine. La școală copiii trebuie să spună ce să facă profesorii. Și profesorii să-i n-au voie să-i disciplineze. Toți sunt niște bârfitori, răzvrătiți, aramă și fier. Toți sunt niște stricați. Foalele ard. E un fel de cuptor care topește conținutul ca să decanteze ce-i de preț de zgură și de ce nu-i de preț. Foalele ard, plumbul sau amestecul acela este topit de foc, degeaba curăți, zice Duhul Domnului, că zgura nu se dezlipește. Dumnezeu se așteaptă să se dezlipească zgura, dar iată că zgura nu se dezlipește. Frații mei, ce putem să spunem acum la sfârșit? Decât că ne găsim în vremuri în care aceste lucruri le trăim și poate că vor veni și mai grozave vremuri. Oare cât va mai trebui să lovească Dumnezeu cu mânie amestecată, cu har, cu mânie scurtată în timp, înainte ca să se reverse cupele mâniilor, mâniei lui Dumnezeu, care vor fi turnate neamestecate cu har, neamestecate cu milă. Deocamdată slavă Domnului, numai parțial, tot parțial și tot temporar suntem loviți, suntem încercați. Ține și pandemia 2 ani, ține și huricanul nu știu câte zile, ține și războiul 4 luni, 7 luni, un an, nu știu cât ține. Dar tot se mai oprește că vrea să ne dea har Dumnezeu. Nu putem decât să zicem ca și Apostolul Pavel, astăzi când auzi glasul lui și glasul lui răsună și în cartea Apocalipsei, nu-ți împietre inima, ci vină la Hristos să-ți dea odihna și să ai protecție, pentru că voi care sunteți pecetuiți de Dumnezeu și viața și gândurile voastre dovedesc asta, veți fi protejați, spune cuvântul, că Domnul a zis să nu lovești pe cei pecetuiți, dar lovește pe ceilalți. În mijlocul încercărilor care vin, Domnul ne promite protecție. El ne va izbăvi de mânia viitoare. Că El e Tatăl nostru și nu cu noi are răfuiala. Nu, cu noi de-abia așteaptă să ne ducă acasă și să ne dea răsplătirile. Dar cu cei care în mod intenționat și voit s-au răzvrătit, s-au împietrit, măcar că li s-au dat atâta timp, noi zicem că de ce durează atâta? Dumnezeu are milă și inimă bună, nu? Că și Avram putea să spună, Doamne, ce spui? Peste 400 de ani o să-mi dai ce mi-ai promis? Păi o să moare și ulcere, Doamne, dacă vrei, dă-mi acum, cât trăiesc, 170 de ani, sau, da, dă-mi acum, peste 400 de ani. Da, zice, pentru că încă le mai dau har la ăia de acolo. Nelegirea lor încă nu-i vrednică de a veni mânia peste ei. Îi lovesc pe aici, pe acolo, dar încă nu-i pot omorâ că nu au ajuns la vârf păcătoșenia lor ca să-mi revărs mânia peste ei, dacă nu se pocăiesc. Nu s-au pocăit și au venit 400 de ani și Avram, sau seminția lui Avram, au pus mâna pe promisiunile lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să-i mulțumim Domnului pentru cuvântul lui trezitor. Să-i mulțumim Domnului că facem parte din cei pecetuiți de Domnul și dea Dumnezeu să fim pecetuiți, frații mei.
numele Lui să fie pe fruntea noastră și pe mâna noastră, da? Și să trăim ca și Hristos în viața aceasta. Și asta e dovada că cunoaștem pe Domnul și suntem ai Lui. Și Duhul Domnului să locuiască în noi și să arate chipul lui Hristos în viața noastră, ca să fim protejați de mânia viitoare. Amin. Ne rugăm Domnului. Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să știm totdeauna ce înseamnă mai întâi de toate. Nu știți ce spune Apostolul Pavel lui Timotei? Așa, mai întâi de toate rugăciuni și fie ca Domnul să ne ajute să fim plini de Duh. Așa zice Pavel în Efeseni, zice, nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și bunul Dumnezeu să ne ajute să fim plini de Duh și oameni ai rugăciunii. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, ne revedem duminică cu ajutorul Domnului la cina Domnului și sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.